Klaus Iohannis a reacționat în sfârșit în scandalul vilei din Sibiu. Administrația prezidențială susține că factura la curent ar fi plătită de fapt doar pentru o gheretă SPP. Alina Sorocean ne aduce mai multe detalii. Bun găsit, șeful satului Klaus Iohannis, iată, transmite printr-un comunicat de presă că această locație din Sibiu, care are 7 metri pătrați, este închiriată de administrația prezidențială pentru amplasarea unei cabine modulare de pază, utilizate de Serviciul de Pază și Protecție pentru îndeplinirea atribuțiilor acestei instituții. Mai se menționează în comunicat faptul că acest contract de închiriere a fost încheiat la solicitarea Serviciului de Pază și Protecție. Acordul cadru pentru furnizarea de energie electrică a fost încheiat de administrația prezidențială în ianuarie 2015, are o valabilitate de 2 ani și urmează să înceteze pe 11 ianuarie 2017. În acest context a fost începută o nouă procedură de atribuire a unui nou contract cadru. Legislația în vigoare, mai arată administrația prezidențială, permite încheierea acordurilor cadru pe perioadă de maximum 4 ani, durata contractuală avută în vedere și de administrația prezidențială în scopul obținerii unui preț cât mai avantajos.